La alegeri, nu știu dacă toată lumea va fi fericită cu tăieri de sporuri sau, uite, cum a fost asta cu faptul că pensiile nu se mai măresc anul acesta, punctul de pensie rămâne același până în anul 2022. Deci asumă Partidul Național Liberal acest risc electoral, dacă pot să-l numesc așa? Și aici e o chestiune de perspectivă. Pensiile. Pensiile au crescut anul trecut cu 14%. Efortul bugetar pe anul acesta este 2 miliarde de lei în plus. A unei creșteri record în ultimii 10 ani. Deci în cea mai gravă criză economică, noi am crescut și investițiile, vă spuneam 53 de miliarde record, și pensiile cu acest 14%. Iar faptul că nu mai cresc anul ăsta, sigur, ele sunt crescute cu 14% de anul trecut. Nu știu dacă puteam să le creștem cu 7 și cu încă 7 sau alte formule, dar ele sunt pensii mărite în raport cu, nu știu, luna octombrie anului trecut sau septembrie. Iar de anul viitor revenim la indexarea din ianuarie. Pentru că, de fapt, asta a fost o problemă pe care fiecare guvern a perpetuat-o vrând nevrând și n-a mai indexat în ianuarie pensiile așa cum legea o cere, de fapt. Și atunci, în 2022, revenim la această indexare cu rata inflației, cu creșterea salariului brut pe țară. Deci lucrurile ar trebui să revină la normalitate. Este un risc electoral? Nu. Și să vă spun de ce. Eu cred că aceste măsuri, până în 2024, vor da roade. Investiții în infrastructură, faptul că vom putea circula mult mai ușor, că vom putea atrage investiții străine, că vom putea investi în inovare, că vom putea pur și simplu să ne conectăm efectiv la Europa, pentru că în momentul ăsta suntem doar pe hârtie, lucrurile astea se vor vedea și cred că România apreciază oamenii care fac, livrează proiecte, am văzut asta și la Oradea, și la Cluj, și la Reșița, și în general unde am avut administrații liberale de oameni gospodari, oamenii au rezonat. Chiar dacă la început poate au fost măsuri mai puțin populare, cum sunt și acestea, în timp ele și-au produs efectele și au generat victorii pentru Partidul Național Liberal și cel mai important pentru oameni.